Partidul Alianța pentru Unirea Românilor, AUR, consideră că este momentul pentru o schimbare în România în ceea ce privește organizarea teritorială. Propunerea AUR este de reducere a numărului de unități administrativ-teritoriale de la 3300 câte sunt în prezent la 1800. De asemenea, AUR propune modificarea hotarelor județelor, astfel să se ajungă la 15-16 județe. Guvernul României va fi nevoit să facă o reformă administrativ-teritorială din cauza problemelor financiare din ce în ce mai acute, deoarece pentru ieșirea României din criza economică este nevoie de o administrație centrală și locală mai suplă, făcută printr-o reorganizare administrativ-teritorială, dar care să înceapă cu reorganizarea teritorială, nici de cum cu cea administrativă, a declarat senatorul Vasilică Potecă. Au început un soi de reformă, am zis prin această asumare, dacă vă uitați, noi discutăm numai de taxe și impozite, ceea ce este corect și eu sunt unul dintre cei care mi-am dat demisia pentru această chestiune, dar nu discută problema de fond a administrației publice. Nu începe administrația publică, nu începe reforma cu șefii de birou, da? Am dat șefii de birou afară și ce am realizat? Care este marea economie din România? Bun, și cum ți-ai făcut? Poftim? Cu ce trebuie să încep? Păi trebuie să încep cu reforma teritoriului, da? Nu trebuia să facem o reformă administrației și o reformă teritoriului înainte de a spune cât administrație avem nevoie în țara asta? Mai putem noi astăzi subvenționa din 3200 de unități administrative teritoriale o 2200 care nu-și produc nici banii de salarii? De curând, AUR a lansat un proiect de lege privind regionalizarea României. Este o problemă constituțională. Regiunea ca termen nu există în Constituție și atunci s-a mers pe ideea de județe mai mari și atunci erau județe formate din 4 județe, un județ și ziceam tot județ care să putem să respectăm Constituția. Ei, și atunci se mergea pe 16 asemenea regiuni și pe o reducere undeva la 1800 de unități administrativ-teritoriale. Până la 1000, de la 3200 la 1800. Trebuie să vă spun un lucru, că se va întâmpla și nu asta, până la urmă nu va ține numai de AUR. Dacă intrăm, vom intra în recesiune și nu vom mai avea cu ce plăti aceste administrații, undeva trebuie să o rupem. Ori vom face această reformă administrativă ca să putem să găsim banii și să reducem aparatul bugetar din România. Proiectul de reformă administrativ-teritorială depus în Parlament va fi supus dezbaterii în sesiunea care va începe în luna februarie anului viitor, a mai declarat senatorul Vasilică Potecă.